celor de la Spitalul Județean, cu valul 4, care a fost dramatic prin gravitatea cazurilor, prin provocările pe care simptomele bolnavilor le aveau în raport cu medici. Ca și investiții, ce va aduce anul 2022? În primul și în primul rând, poate un lucru foarte important de spus, este că în curând se va termina unitatea de primiri urgențe, partea nou construită, și vor începe lucrările de renovare, să aducă la același standard și vechea unitate. Asta înseamnă că undeva, sperăm, dacă și condițiile epidemiologice ne permit să putem să mutăm urgențele, undeva la începutul primăverii se va finaliza unitatea de primiri urgențe partea nouă și undeva spre sfârșitul anului se încheie complet. De asemenea, sunt în procedură de licitație, se pare că zilele astea se termină și dacă nu o să fie contestații, probabil foarte repede, se vor livra echipamentele din program operațional infrastructură mare, la care spitalul prin Consiliul Județean a aplicat în 2020. E vorba de un tomograf de înaltă performanță și o sumedenie de aparate de laborator, dar și aparate de terapie intensivă. În al treilea rând, am finalizat procedura sub formă unui acord cadru cu echipamente de neuronavigație, exostom, microscop și alte echipamente de neurochirurgie, știindu-se că această secție deservește 3 județe. E un efort destul de mare din partea Consiliului Județean, dar sperăm și din partea Ministerului, pentru că suntem prinși pe anexa 2B, finanțare de la Ministerul Sănătății. În fine, avem tot în procedură de achiziție al doilea angiograf și o veste foarte bună, o să modernizăm și o sumedenie de saloane, tot cu sprijinul Consiliului Județean, și săl de operații la maternitate, care acum e structura Spitalului Județean. Cam asta ar fi, dar mai sunt și alte lucrări în curs, cum ar fi, de exemplu, bloc operator, reabilitare și dotare, undeva 30% reabilitare, inclusiv pe norme actuale ale ISU, asta înseamnă cu instalație de ventilație, cu instalație de stingere a incendiilor, cu ușa antifoc și așa mai departe, dar și cu echipamente, le dorim noi, de ultima generație, pentru toate secțiile chirurgicale. Sunt 13 săli care, pe un contract multianual al Consiliului Județean, vor fi finalizate. De asemenea, și o instalație de dezinfecție nouă, cu lumină pulsată, va veni luna viitoare, tot la bloc operator, tocmai ca să eliminăm nozocomialele. Deci, noi estimăm undeva la peste 50 de milioane de lei, dacă reușim să închidem toate procedurile, prin Consiliul Județean, prin Minister și prin resurse proprii, investiții.